Action. Bună ziua! Iarăși vin eu. Să facem câte ceva bun. Au venit prunci la mine și iarăși totul cu ce are plecat plăcintă întinsă. Și iată, mă pun și le fac iarăși plăcintă. Că, nu, dacă le place, aia le fac. Și să vedem până la urmă cum o fi. Am pus aici apă și punem un pic de zahăr. Apă călduță. Apă călduță. Aici punem un pic de drojdie. Cineva mi-a făcut observație că cum să pune la plăcintă... Asta vine și ca o plăcintă fragedă. Vine. Vai de mine, atâta a luat. Păi ți-o făcut plinul. Oi, e bine. Nu. Oricum, mai. Poți să desfaci. Eu pun de toate. Dacă, cum fac eu frăjizarea aluatului, îl dau din mână. Îl dau. Că cum să pune și oțet și aia. Faceți numai și vedeți cât de bună e. Eu dacă n-ar fi bun, n-aș mai face. Și e ca așa, pun o țâră de drojdie. Hai, cam atâta. Un pic, da. Câte drojdie. M-ar veni o linguriță. No, sare punem acum. Ai văzut să văd că ceva nuci până în curte. Ia atâta sare. Și o lăsăm. Ai grijă. Să dizolve așa un picuț și nu o lăsăm mult, că ea mai stă și când o întind, o să vedeți cum o întind și acolo trebuie să mai stea un pic să se dospească. O să vedeți cum fac. Făină. Imediat trebuie să ridică, pentru că eu văd că e proaspătă drojdia. Nu, un pic, dacă faci un pic de spumă, imediat o și frământ. Gata. O lăsăm acum un sfert de oră, dacă mai nu o las. Că imediat se ridică ea. Se ridice, da. Da. Imediat începe și face bulbul și atunci... Să dospește. Foarte mânci. Sunt bune? Dar n-ai mai găsit? Cred că sunt mai multe, nu? În curate. Domnia până. Câte vrei să mănânc? Și ulei. Bună și ulei și făină și zahăr. Păi da, și zahăr și ulei și făină și... Nu. No. Ok, nu, atunci așteptăm până ce se ridică. Făină, să se ridice mai repede. Păi o pus făină. Mai pun. Așa. Vezi asta, nu puteam să fac până să veniți. Nu mă așteptăm un pic. Am mâncat două piersici din aia așa de vii, cum să zicem, mai mici. Am mâncat atâta nuci. Crede-mă că mi se tulă, dar n-am cuvinte. De la astea te-ai săturat? Da, de la două piersici. Astea sunt tare mari și de moase, tare bune sunt astea de aceea. Dar nu sunt așa gustoase, n-au așa aromă. Aromă, da, știu că am mâncat din ele și nu... De moase sunt tare de moase. Dar o ieșit el așa, cine știe cum am aruncat
Și eu ieșit așa, dar nu-l las aceea, că mergi rădăcinile. Nu, că nu face rădăcine mare piersicul. Și nu doiază mult. Nu. Nu cu da face rădăcine mare, da. Dar el nu face. M-am uitat și la smochine, toate sunt micuțe și nu scoapte. Trebuie să mai să coacă. Da. A fost și frigul ăsta. Acum, în zilele astea se mai coace ele, da. Cam greu. Da, stai jos, te rog frumos. No, da. Bine, hai că filmez când se ridică compoziția. Da, ia, deja am început. Vedeți? Da. Lăs, imediat, da, la 10 minute începe și-o frământă. Să punem făină. Deci am mai pus oțelă de apă, da, păstă. Și pune și un pic de oțelă. Și acum pune și un pic de oțelă. Cine o vrea, dar eu dacă am văzut e bine așa, pun și un pic. Și o leacă de oțet. Trebuie. Așa. Da, da. Și... Ia, dă-i zice un drănesc. Atât au râs Natalia că a zis. Da, știu. Șase linguri de ulei. Dar nu te grăbi. Dar nu te grăbi, că ai timp. Nu mă grăbesc. Ba, nu te grăbi, că ai timp. Exact. Ne limit în gând altceva să mai fac. A, deci... Asta e altceva. Deci mai avem încă o rețetă surpriză. Pe lângă, adică o să fie în alt videoclip, bineînțeles, că nu se intre toate. Dă-mi e revista aia acolo, că e ceva... Ah, da, ceva noutăți medicale. Te interesează, știu. No, bun. Și acum... Amestecăm un pic. Punem făină. Făină. Cât cuprinde. Ok. Iar este acolo. Eu nu tare mă umor atâta cu ouă și cu toate alea la luaturi din astea. Eu mai ales astea gospite. Uh-huh. Eu am fost gândită că fac, că am o rețetă tare bună de, eu nu le mai zic minciunele, le zic aripi de înger, așa se mai zice. Aripi de înger? Da. La minciunele? Da, așa se mai zice. Aha. Nu, asta chiar n-am știut. Aripi de înger, are multe denumiri. Multe denumiri are. Și cum mă lată când aud asta? Acum... Curățăm. Și acum frământăm. Cum o dat un pic căldură, cum ordinim muștele, așa ceva. E și Florica cu noi, aici, în șofronia. Și Florica e cu noi și în altă parte. Acum nu spun, că poate se aude ceva, dar mai e cu noi și în Timișoara. Da? Da, mă, că mi-ai spus de femeia aceea și nu i-am mulțumit-o. Ba, trebuie să o mulțumesc. Când n-am fost la ziua lui... E, la ziua lui Natalia, așa-i? Da. Da, da. Și ce-o fi zicând de femeia... Toată lumea a întrebat de tine, toată lumea. Nu. Că de ce n-ai fost la ziua lui Natalia? Că unde ești? Și ce i-a spus? N-am putut. Nu te-ai simțit bine, nu? Parcă așa știu. Am avut problemă cu varici. Da. Varicile.
Știți că m-am făcut bine cu varicile și mă fac și numai așa, după metoda mea, că altfel e bine. Cu compresii și cu niște alifii neagri care să miroase a petrol. A, da? Vin eu? Da. Să-ți desfac aici? A, deși tu ai din asta de la unguri făină, așa-i? Că și noi am luat de la CBA. Am luat tot așa făină din asta, la 5 kg. Da, uite că ce greu să desfacem, da. Mă, doar e hârtia ta, are, mă. Stai că acum desfac așa. Stai. Reușim noi, stai. Așa. Aoleu. Așa. No, bine, bine. E destul? Ok. Destul asta, da. Te ajut? Stai că duc eu. Duci tu pe tot. Îl duc eu că pot. Așa. Ei, cine-i tânără? Stai. Uite că și asta e de la unguri făină, tot de 5 kg. Cât ai dat pe ea? Așa, aproximativ. Cât a dat în Daciolă, dacă n-am luat-o. Daciolă-o. De unde să știu, Angie, că n-am fost cu el? Eu n-am fost cu el. Trebuie să-l întreb cât o da pe ea. Gata, nu mai întrebă. Gata? A uitat? Da, nu se lipește. Nu, și atunci cum să nu pun ce știu eu că merge? Mhm. Ce știți voi? Auzi? Masaj cu piele merită încercat. Da, pe varice, nu? Da, la circulație. La circulație și multe metode sunt acolo, doamne. Ia. Ia, uitați-vă aici, doamnelor, uitați-vă. Uitați-vă. Da. Fără mână doar, nu? Da. Și nu rămâne nimic pe mâini. Ăsta este un aluat bun, să știți. Fără ouă, fără atâtea minuni. Gata. Doamne ajută. Așa. O mai lăsăm un pic să crească, așa? Puțin. Să-l acoperi, nu? Trebuie acoperit. Florica meșterește cu Luci și cu Natalia. Toți trei. Așa, deci acum acoperim aluatul. Și lăsăm un pic. A, să pui și un pic de ziar, nu? Că parcă așa ai zis și data trecută. Da, ziarul izolează mai bine căldura, știi, să încălzești Da. Vedeți, uite, numai ziare de-astea cu rețete și cu astfel verde și cu tăte. Așa. Așa să-l lăsăm. Și lăsăm. Nu, acum ne apucăm de altă treabă, să știți. Acum rezolvăm merele. Tot toate o mere e de ajuns. Tot cu răzătoarea. Răzătoarea care mi-a adus sormea Geta. Să faci cu ea, să faci. Asta ta nu e bună. Oh, Doamne, parcă a avut prezințirii că pleacă de lângă noi. Săraca. Covidul ăsta ce-a făcut cu noi. Asta e. A fost ceva, a fost oricum.
Natalia se joacă acolo. Dă numă. Nu, și așa se răzălește, nu știți voi. Cum se răzălesc merele. Și atunci pui un pic de scorțișoară, așa. Deocamdată pun numai scorțișoară și tare puțin gris pun. Da. Că o tărați geamă multă și nu-mi place că prea mult. Da. Uh-huh. Și nu-i pun zahăr, zahăr îi pun atunci când pun pe foaie. Pentru că fierbe așa, să faci așa nuntul aluatul tare bun. Uh-huh. Adică sugi toată geama aceea și da. Nu, da. Nu pun zahăr de la început, că atunci lasă geama și aia se aruncă, că nu poți să pui chiar cu geama. Când ea fierbe și cu geama e așa, merge. Ce faci, mami? Cine? Se joacă acolo. Cred că cu Luci se joacă. Cu Luci. Se joacă. Deci atâta cantitate de mere. Le face după cum sunt câte persoane sunt. La ce o să fie a luat mult. Dar nu, da, e bun da. Și din două ouă, două mere, trei. Două mere, da. Cum poate să facă omul, nu? Așa. Avem și acolo brânză dulce, o să facem și din brânză, jumate de kilogram. Așa. E, și stafide. Punem stafide, da. Și în ce pui la muia stafide? Cu apă caldă, era așa, și ce vii să faci, să spală, să spală. A, cu apă caldă? Da, eu am făcut și ceaia așa din... Îți foarte mult aia. Îți foarte mult aia. Păi trebuie un pic spălate și... Na. Așa. Deci s-a pus stabilile la păcânduță, la măia s-au spălat. Asta s-o luăm de aceea, asta de aceea. Acum ar trebui să mă apuc de-a luat ca să-l întind. Da. No, hai că cine știe ce paraziți mai am? Da. E paraziți acum. Lasă! Cum am fost noi când am fost la țară și ne-am jucat cu câinii? Cum a fost? Ce e, Natalia? Du-te acolo și zi la tati să te spele pe mânuțe, ok? Am stricat. Da, nu mai pun eu. Deci o văd că-i stoarță bine. Uh-huh. Nu mai pun gris. Nu, cum asta le nebătut. Cum? Și stafidele? O să trebuiască să le pui în brânză, așa-i? Da, le pun în brânză. Uh-huh. Da. Le punem acum, le punem, să mai cumpă, să mai... Da, pui acum stafidele, că văd că s-o rămâia bine. Rămâia. Rămâia bine. Ceva praf de vanilie să pun? Da, ai acolo. Zahăr vaniliat. Mhm, dar-s bune. Așa și... Da. Păi, o luat. Lămâie. Lămâie?
Deci brânză dulce, jumate de kilogram. Trebuie sfărâmată. Fac o furculiță. Și un pic de zahăr. Trebuie să fie că trebuie să mai punem și la albușuri când batem. Le separ ouăle. Da. Gata. Deci ouăle trebuie separate? Da, punem galbenușul. Galbenușul plică astea. Brânză. 5 bucăți dacă pun. De albuș. Atât am învățat că atât albuș rămâne. Apoi, nu. Că ele sunt proaspete, știi? Da. Și de aceea? Astea sunt ouăle ce le-au adus Natalia din cuibar. Chiar sunt proaspete de astăzi. Să ține arbușul. Vreau să desparte. Trei am pus, nu? Da. 4. Știu care unele așa de mici le face. Poate zguind mai micuțe. Pitici. Sunt alea negre care le are. Aha. Ok. 4, am pus 4. Hai să pun 5. Mai unul și gata. Gata, căzut tot. Da. Na, gata. Gata. Astea vin spumă bătute. Deci vine spumă și... Cât eu fac aluatul, cineva îmi bate. Da. Spumă. Da. Batem albușurile, spuma, trebuie bătute. Nu vrei să te ajutăm și noi cu ceva? Vaniliat. Te ajutăm cu ceva și noi. Ba, să stai acolo pe scaun. Să stai acolo pe scaun. Nu mă, să stai pe scaun, atât. Atât. Da, asta îmi trebuie spuma. Hai, no, bate! Hai că-l bat eu! Una cu ce? Cu bătătorul, uite, da. Acolo e bătătorul. Așa, deci... Mai două zahăr vaniliat. Care e sarea asta? Ce vrei cu sarea? Să pun aici un pic. Un pic, așa, numai un pic. Deci o leac de sare. Un albușuri. Un praf. Un praf de sare, da.
Așa, să vadă și el de sărată. Ce se distrează ăștia acolo? Acum batem pușurile, după aia le introducem aici în brânză și după aia întindem aluatul, nu? După aia. Da. Așa, am pus o plinire. Acum aducem aluatul și îl întindem. A crescut? A crescut? Oleată. Ia uite așa, domnișoară, wow. Așa faci. Wow. Uh-huh. Ai reușit? Da, pune și o țână de zahăr. Da, pun. Mă, dacă îmi dai. Și o lecuță de zahăr? Las că pun eu, treptat. Câte linguri? Trei, că am mai pus patru la brânză. Ok, deci numai trei linguri. Bine, e destul. Da, e destul, ceață, da. Ok. Crește glicemia. Crește glicemia dacă pun eu prea mult zahăr. Hai, ce mai? Așa. Și asta este. Asta se face după cum ai tava. Da. Cu ai mai mare, faci alat mai mare. Când ai mai mic, îl faci alat mai mic. Pentru că l-am întins, când vine întins, pe atunci se face prea mare și depășește și nu e bine să depășească. Eu o văd că e mai mare, eu mai tai din ea când văd. Tu iese și o las, la urmă fac și pe aia. Și capetele. Așa. Deci e gata, nu? Da. Las-o acum, găsești un loc acolo, că n-am acum. Da, îi găsesc. I-am găsit. Nu, bine făcut. Nu vei să pun eu atâtea. Ce faină apa! Caldă? Foarte caldă, fain. Ai dat drumul la centrală? Nu, dar am apă caldă, dacă nu merge certara. Da? Sigur. Vara nu am apă caldă. Sau când... Pentru baie și când am apă. Eu mai mult pentru apă caldă, că am avut și instantul ăla tot pentru apă caldă. Dar ăla nu a fost bun de nimic. Și mai mult de a da dus de călzit. Eu mi-au lemne. Eu nu mă simt cu economia asta a lor, eu nu mă simt caldă deloc. Ce să faci? Asta e. Da. Trebuie căldură. Acum a fost bine, iar cu trei calorifere nu pot să merg. Da. Trebuie să merg degeaba cu ele, da, nu? Da, da. Iar cu unul nu pot, iar nu spun numai cu un calorifer. Deja trece lumea iară la lemne. Da, sigur. Facturile sunt mari și... Nu, ce să facem? Da. Toată lumea se plânge. Asta e. Mă, un pic de sustenit. Aha, ok. Orice a luat. Și atunci asta se poate face așa. Eu nu știu cum l-o putem. O să fim prea mari, dar mai tai din ele, că n-am ce să fac. Auzi acolo ce fac astea aici, Florica cu Natalia. Umblă, zboară. Fug pe aici de numai.
Oh. Așa, deci așteptăm un pic aluatul să stea puțin și atunci îl întindem și punem conținutul de mere, de... Uite aici, uite aici. E bună? Hai, aici. Ah, piersică. Hai! Hai, Florica. Uite că și Tomi vrea. Și Tomi vrea. Nu. Nu, că e frică la Natalia. E frică la Natalia de Tomi. Ok. El se joacă dacă vorbesc cu el. Da, așa. Hai cu mine. Da, păi acum mai să le umpli și după aia le pui la cuptor și gata. În jumate de oră e gata, nu? Cam așa, că cuptorul tău e bun. E vechi, dar e foarte bun cuptorașul. Ăla micuț de acolo, credeți-mă, coace așa fain. Vechi. Mai bătrân. Să vină în coace și să vadă. Deci... Ce o faci? Cât ți-e tava, frate? Da, continuu. Faci cât ți-e tava și... Mai întâi și cu sucitoarea și cu și că n-ai ce să faci, că nu-i capă timp, că făceai cât masa asta, aici erau și tăvile mari. Era tăvile mari, de le băgai în cuptor de pâine. Plouă afară? Nu. Nu, m-a sunurat așa, a surăcit puțin. Că și mie mi-e cam frig. Am dat aseară drumul la Teracot, la gaz? Centrală. Nu pot. Prea mult, nu pot să dau. Șoaptele voastre în urechile noastre. Exact. Bine? No, unde este? Sau mestec? Uite acolo e spuma pe... Să mestece. Mulțumesc frumos pentru macrame cu varză. Și ciorba, ți-o plăcută? Am mâncat tot. Eu plăcut, la Florica îi place. Și cu prăjitură? Prăjitură, cu brânză să facă. Brânză cu... Femeia să facă. Plăcintă așa întinsă, faină, Florica. Deci punem spuma peste brânză. Frișcă, nu? Nu, spuma de ou. Spuma de ou. Tu dă-mi o lingură de acolo după masă, că nu vreau să fac lingura. Ok. S-a bătut-o bine. No. Păi normal că a bătut-o bine. Eu n-aș lăsa nimic, eu aș trage cu deciul, dar pe lumea e mult, lumea ce vrei. Când faci pentru altul, trebuie să fii atent cum faci, că te râde. Dar eu n-am de ce să râd, că doar, nu, îți degetele mele, îți mâinile mele. Da. Pe partea asta la altă, că aici e mai bine. Da.
Și acum amestecăm brânza cu... Cred că cu merinile ne ajunge să faci. V-am făcut poză. De dragoste mea. Viața mea. Acum, nu pot că filmez. Merge și stați frumos hai, acolo hai, până ce hai, se împinge. Hai să lăsăm potanii, sfatul prăjitului. Da, hai că trebuie să facă prăjitură. Hai să mă Doamne, dacă te grăbești, nu faci nimic. Dar nu te grăbi. Cum să nu mă grăbesc, mă, că mi-a apucat noaptea. Tot am așteptat, am așteptat să veniți pe voi. Noi am venit. Noi am venit. Vedeți-ne cum fac. Ok. Fetele să joacă. Așa, facem o navă, prima, cordă. Domnii. Și acum a doua foaie trebuie întinsă frumos. Mi-a spus că am venit așa târziu că m-am pus de am tuns via, că au ajuns iară să crească până jos aproape când intri. Și atunci până s-au regătit tăți, și am fost și la acolo la ziua manchiarilor. Dar cât a fost? 4 când am venit, nu? Nu știu, că am 4 a fost, acum e 6 jumate. Asta e cu urdă. Cum e? Brânza e urdă, am luat-o astăzi de la piață. De la piața Mihai Viteazu. Angel merge cu Natalia la toaletă și acum filmez eu, cameramanul de rezervă. O fost bună lui mami, dar nu încă asta ta. Stai să subțin, vezi că eu pun și ulei și aici și acolo și l-am întins. Am văzut că așa merge mai bine și așa o fac. Mâine ducem și la...
Nu mai spun nimic, că e surpriză. Ce? E surpriză, nu pot să spun. Ce? E surpriză pentru la oamenii la care mergem. Și nu. Ei, da. Când da, am înțeles. Așa că al ieșa. E bună făina asta ce am luat-o? Caldă, faină, nu să-mi fie plin. Trebuie să fie bună, nu. Tot făină e bună. Da, e 55, e bună, da. Asta tot un fel cum ți-am luat eu aia de la ce bea. Cât ai dat pe ea? Nu mai știu. Păi ca să-mi iau și eu de aici poate fi mai ieftin ca la ce bea. Aia, același preț. Același preț? Da, același preț, același magazin. Deci ori la ce bea, ori aici. Pe tot ce bea aici. A, tot din ăla? Tot ce bea și aici, am da. Am înțeles. Fiindcă asta e altceva față de la mea. Da, din aia nu a fost. Unde lui? Nu, mă, mi-ai făcut și tu așa. Da, bineînțeles. Tată, ce n-ai făcut așa? Am făcut așa, dar le-am, cum să spune, le-am înghesuit în tavă pe toate. Ca să nu mai pun o fost dată. Bun, dar nu tot una când ai mult așa luat, știi, și nu s-o simte la fel. Am înțeles. Dar Dumnezeu știe că nu te minte, același am făcut, numai că le-am înghesuit prea tare. Am înțeles. Da. Florica, merem un pic în grădină să mâncăm ceva. Numai că... Am mâncat cu pâinea și mi-a fost. Da? Pe mie mă mâncați în țară chiar dacă am ciorap. Și te duci iar la țânțară. Și mergi iar la țânțară. Acolo sunt mulți. Eu mai am și altceva de ăsta. Asta e de tot timpul lui soacră mea. E tot bine de Doamne cu motopomene. A, pană. Nu se poate. Ce e asta? Pană de gâscă. Serios? Da. Cu pană făceam și noi. Mami, de unde să-ți adun asta? Că poate cu asta faci. Merem la pâncota, la piață. Și luăm o gâscă și smulgem toate penele. Dai zoom un pic să văd. Nu stai de găină, mă. De găină? Nu-i de gâscă. Zic că n-am mai avut de mult. No, vezi? Așa ceva-i trebuie la mami, nu din aia de silicon. Da. Și avea bunica mea în grădină șofran. Nu știu, unde se găsește șofran? Nu știu, dar știu că au avut șofran în grădină. Mă, dar sămânță de șofran. Exact. Și când făcea tăiței, zicea, du-te, adă-mi un pic de șofran. Da. Și două, făcea. Trei firuțe din alea pune acolo în aluat, făcea niște tăiței că n-am galben, cuvinte. Galben. Eu da. Nici nu știu ce gust are șofran. Niciun gust. N-are niciun gust, numai culoare și miroase și frumos. Și dacă miroase, nu are gust. O fi avut el și gust, dar nu mai țin nimic. Ce fac, eu filmez altceva. O fi avut el și gust, dar apoi eu mai țin minte. Dacă eu la 12 ani am venit de acolo, de la țară. Nu pun, numai atâta. Trei bucăți. Să ai un loc să... Să crească. Să fii și să fii separate. Uh-huh. Nu, acum... Hai să le ung țărăpă. Oh, să le ung o țărăpă. Cu ou? Nu, cu ou. Ulei. Vezi, și asta e altcumva. Că dacă le ungi cu ulei, e altcumva dacă le ungi cu ulei. Prinde prea repede deasupra căldura. Și se întărește, așa e? Da, se întărește și nu știi că e copt sau nu. Și asta moaie. Asta moaie uleiul. Moaie și dă și un gust. N-a văzut eu cel puțin și un gustul. No, acum știu să fac ulei. Și eu. Până și capitele astea unde nu ajunge chiar atâta multă umplătură. Așa un gust are
cu uleiul ăsta. Din cauza asta îmi place mie. Vezi, sunt niște mici secrete, care dacă nu le știi, nu ies așa. Bun. Las un pic așa, până când le fac pastelante. Ok. Să știu, asta o iau. Nu vrei să te ajut la ceva? La ce? La ce spune și mie la ce acum? Nu știu. Sunt întins? Mă, cu brânză ați făcut? Și cu mere vreau să fac, dar eu știu cum mi-ajunge că mai am de vreo două. Nu ajunge și de două. Ajunge și de mere. Ceva. Urâți țânțarii, să știu. Să-ți mai urâți ca la noi. Da, pe mine nu mă mâncă acasă, dar aici mă mâncă, Doamne, Doamne. Nu știu de ce. Ești nu mă cunosc. Mă bucur că mai stai și tu liniștită, Floricuța mea. Crede-mă, că atât de zoa lucruri. Dar ei nu-i place el cumva. E plictisit acum, cred că. Nu, dar mai fac și eu pauză. Gata cu lucru. Am făcut și la Păile Felic pauză. Da. Am fost la Păile Felic. Dar nu știu că am văzut, știu. Ia mere, Floricuța. Mere la Băile Felix. Mere la Felix, știu, mere știu, la... Cam ce și eu acolo. Da. Am fost și noi, că n-am fost mai timp. Și lucru e bun și... Lasă-mă, că mai am pus ceva și lucruri. Am fost și concert cu 3 săptămâni. Dar mă duc și eu la lucru, da. De-a mult n-am odihnit. Asta ajunge, nu? Stai jos, că nu mă deranjez. Bă, ce este țara aici? Ce țara? Acum ți-ai dat seama. Acum zici că te încheie, aici. Acum zici că e țara. Să spun cu scorzișoara, nu. N-am filmat că... Îți numai zahăr pe ele. N-am pus zahăr, zahărul îl pun când pun pe foaie, pentru că... E un secret și aici. Adică fiți atenți, că e secret. Să nu spuneți la mine. Și vă explic, să termin cu asta, vă explic care-i treaba. De ce nu pun zahărul lasă peste? Lasă apă. Lasă zeamă multă. Da. Și aia nu are niciun... Așa că pun pe tisii odată și atunci... Aici te-am pus. Așa, uite, el este un stoarce acum. N-are niciun pic de apă, dar dacă aș pune zahăr, odată ar lăsa o zeamă din mama focului. Dar mi-e place zeama care să fierbe aici cu ele, cu tot în aluat, că e așa de cleioș, așa de faină, mi-e place așa. Da, e mai rău, mai suculent și da. Sucul mere în aluat și e mai fragil. Da. Câte scurțișoare ai pus? Că n-am văzut. Cam o linguriță. Fiecare să pună după gust. Eu am făcut aceea atâtea foi am făcut, dar din 3 mere, 4 mere, dar pe altul poate pentru 2 persoane trebuie să facă mai puțin, nu? Să pun mai puțin. Na, miroase. Miroase. Na. Și gustul dă și, nu? Așa, eu acum pun
zahărul. Eu de multe ori uit să pun zahăr. Și când o mănânc, o lingură de zahăr să pun așa, că ele sunt și dulcege și numai bună. Da. Mama mea mai uita să pună zahăr sau sare. Uita ea de bună voie și zicea, mor bolul zic copiii ăștia și de aia n-am pus, că am uitat. Acum n-am pus o făină și o să mă... Nu, bine. Așa, a, te păcălesc. A, așa, se pune, așa se pune. Cu partea de jos, e să pune în jos aici. Așa. Ce-o crescut. Așa. Să vă uitați bine cum face bunic, că nu mai vin să facă, crede-mă, că e obositor și pentru ea. Și nu mai vin. Ești ocupat tot timpul. Că nu mai vin să facă. Așa. Bine, că mai facem noi când ne mai trebuie și nouă, ce e? La vară. La vară e cald. Las că acum e numai fain. La iarnă facem noi. Stai să cu dovleac. Eu așa fac și cu haioșe. Cu aer. Întind așa... foaia, o întind și atunci pun pe margină, pun umplutură din aia, sucesc o dată, de două ori și o tai. Și o bag în frigider. Și atunci când ea crește așa frumos, atunci când o tai, rămâne așa frumos, nu? Bine. Doamne, ce-i plăce la tine aia. Ai mai vorbit cu ea? Aseară mi-a dat telefon. Acum să stulburească, e chiar ziua în care s-o... Aia-i tătă treaba. Ce să fac? M-am năcăjit și eu și... Dar eu mă mir că și-o revenit. Nu știu, rugăciunile mele care eu le spun de ei Dumnezeu gândurile și să te iei gânduri bune și... Nu știu. Îmi vrei cumva și mâncat. Nu. Hai că mai am una și gata, am terminat și cu asta. Când îți să faci haioș la iarne? Eu am haioș și acum în congelator. Mi-a dat de cina și am făcut atunci și am un bot bun. Când vrei să faci, dă-ne numai un telefon, numai să știm și noi. Da? Da, și dacă putem să venim, să filmăm. Bine. Deci nu pentru noi. Când ai tu timp să faci, când ești dispusă? Am zis că trebuie să-l fac, că o să primesc iarăși de la femeia asta. Aha. Când totdeauna mi-a dat. Da, e taie post, taie vițel, taie... Prima dată, prima tură, mult fine. Până se încălzește. Până când ia avântul așa, una, două, te mir cum să coace așa de repede. Mai am una? Una mai am. Nu mă crezi că mă sunt așa că eu stau aici și ea lucră. Dar ce vrei să faci? Nu știu, nu. Dar ce să faci? Dacă ar mai fi fost o masă, să fi făcut și tu, da? Da. Dar așa ceea ce e. Doar nu a fost așa mult, mă. Ce? Nu. Eu știu. 6-9 bucăți. Să
lungesc mai mult așa, ca să fie mai lungă, că nu-mi place să fie mășinești și deasupra tăvii. Să fie mai lunguță asta, da. Acum am pus aia de la târgul de unguri. Nu trebuia să zici de ei ceva. De asta vorbeam cu Angie. Mă, o varză bună ce am nemerit acum, adică Claudia. Așa de repede o fiert și așa, sos, așa s-o topit. Așa de faină. Parcă nici varză nu mai cunoscă. Nu mai. Hai, pe zic de acum. Acum m-am mirat și eu că am nemerit așa. M-am mirat și eu. Dar de ce să nu fie varză ca înainte? E prea aspră. Prea bătoasă, prea aspră. Da. Nu mai cum o fac. Ce să știu să zic? Te duceți și la mamă sau câte o bucată, că mi-e rușine, mă, că n-am... I-am... Au! Au! Asta e de Radas. Nu mai are loc din zi. Nu are, nu. Face loc. Las-mă! Ce crezi că eu uit? S-au împreunat deja astea. Natalia are treabă cu ușa, tot cu ușa. Natalia! Mami, intră-ți în țară. Auzi, spune ceva acolo. Tu te uite-te la televizor. Să stai liniștită. Pune ceva la televizor, că altfel vă bagă toți în țară înăuntru. Pune la televizor ceva, Luci. Acum roiesc în țară. Super. Mai întorc și mai relax un pic și gata. Mai și nici un pic vizează brânza. Asta rămâne, că am ce să fac. E prea cald, da? Păi lasă să răcească. Asta un pic, o să mai ca să văd până acolo. Până aici. Una pentru voi și una pentru la Timișoara. Astea rămân până aici, una și mai una. Aia două vă pun. Cam cât a stat în cuptor? O jumătate de oră. Jumătate de oră, 30 de minute. La 180 de grade. Asta e cuptorul minune al lui bunica, care nu-l dă pe niciunul. Nu dai eu pe niciunul. Mi-aș fi luat de mult, mi-aș fi luat. Și coace bine, și repede, și... Asta este cu brânză. Doar două cu brânză și două cu miere. Cum vrei tu, așa e bine. E una nu pentru voi și una să duce și la... Dar să-ți lași și ție. Mi rămâne asta și cum mai rămâne. Okay. Aia și aia din cuptor. Okay, okay. Mi rămâne, nu. Numai un colț să faci de unde vrei.
Să-mi dai, că nu mai pot. De unde vrei, nu contează că e cu brânză, că e cu mere. Dacă nu-ți dau din calitate. Da-mi plouă în gură. Hai să vedem. Cu brânză, jackpot. Să vă arătăm. Natalia e somnoroasă, ți-a plătati. Ok, hai să facem dopul. Adică, cum se spune la lumeniță, cepul? E faină urda asta. Foarte faină. E și bună? Mmm. Și-a avut toată asta cu mere. Dar mai avem lumină cum trebuie. Ce suculentă lui. Vedeți? Mi s-a dus am place aluatul ăsta că l-aș mânca gol. Foarte fain. Foarte fain. Nu știu de câte ori am spus. Alumana a fost faină aia care a făcut, cum ai făcut tu, dar a fost total altceva. Ia dacă zici că știi să facă și cum. Foarte fain. Aia care-i ruptă. Mâncați voi și asta, uite. O mânca, acum vreau să mânc. Că să nu se rupă mai tare. Nu, bine, ai grijă, frige. Nu, cam frige, da. Trebuie să aștept, din păcate. Dar e foarte faină. Suculentă. Aromată. Deci aia nu-mi place, mi se pune la fără așa. Foarte, foarte faină. Se coace... Nu. Astea sunt cu brânză și astea sunt cu... Nu, să le dau și lor. Și asta de aici, bine. Știi ce ar fi fain să așa, cu aluatul ăsta? Cu varză acră. Oare ai făcut vreodată? Cu aluat din ăsta? Da. Da. N-am făcut, dar și cu carne merge. Cred că cu varză acră ar fi iară da. Super. Așa-i? Da. Foarte faină. Pun pe pauză ca să mă descurc cumva cu bucata asta care e caldă.